Criza sângelui din spitale pare să nu mai a sfârșit. În ciuda nenumăratelor apeluri făcute către populațiile, unitățile spitalicești din Iași fac față cu greu numărului mare de pacienți care au nevoie de transfuzii, mai ales cei aflați în stare foarte gravă și care trebuie să sufere o intervenție chirurgicală de urgență, au nevoie de astfel de transfuzii. Pentru a acoperi o minimă rezervă de sânge, s-a făcut un apel către centrele de transfuzii din celelalte județe. Medicii îndeamnă pe să meargă la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine pentru a salva o viață.